Nu, 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 shit. Aoleu, cât de morță. Salutare, națiune jucătoare. Salut. Și bine v-am găsit în munți de data asta, în alt munți, nu Red Ridge, în Alterac. Știți voi, acolo unde pornește Valea Contestată. În Red Ridge n-am mai fost de mult timp. De, n-am mai fost, de adevăr, dar și aia de 6 luni, pe așa presupunem noi, 6 luni, da? Da, cam așa estimăm. Și cum ne place nouă, mereu, unde mergem trebuie să distrugem și vreo specietate, vă vietate, așa că de data asta omorâm... A? Specietate sau două. Da, o specietate sau două, de data asta omorâm leuți. Auzi, Dane, dă-și un buff de la de viață. Vreau. Uite și Syndicate care ne trebuie în celălalt hai. Quest. Hai, și Syndicate, hai, atac. Eu o dau. Putem să îmbinăm leuții cu, cu hoții. Ah, mi-a dat disarm. Acum să mă bat cu pumnii, iau-te-l. Hop, hop, put up your dupes. Ok, tras una. Da, aveam 66 la unarmă. Abia lovesc, dar să zicem. Că mai exersează unarmă. Da, mă. Sper să găsești undeva istoria despre cum au ajuns ăștia Syndicate-ul și Defiance-ul, de fapt. Hai că am mai prins una aici. Da. Pentru să că... ne trebuie tif? Da, ne trebuie. Sunt foarte drăguț la faptul că în cărțile care le citesc spune că ăsta, domnul Van Cleef, înainte să fie un Defiance și să-l omorâm noi în Dead Mines, a fost în ghilda... Vrei un cotrai asta mare? Da. De 12 este. Da, vreau, dă-mi. Am și eu nevoie. Ce om, bă? Câte traise de 12 ai? Zero. Ba nu, cred că am una de la tine. Una. Păi tot ți-am dat, da, deci asta o păstrezi. Dar tu câte de 12 ai? Da. Da, zi-mă tu bine. Păstrează-mă pe toate. Da, mă, domnul ăsta, Van Cleef, era Head of the Stonemasons Guild. Și el e cel care în al doilea război a construit Netherguard chipul ca să păzească Dark Portal-ul. Vezi, nu știam chestia asta, e The More You Learn. The More You Know. Pun heal ceva? Da, stai că încercam să-mi... Da, înțeleg, dar... Na. Să-mi pun traista cea nouă. Dar aparent se poate în combat. Noi dăm invite-ul ăla, poate... Hai, dă-mi invite-ul. Păi tu ești șeful. Da. Știu că eu sunt șef. Ca să omorăm de ăștia mai rapid. Uite, Syndicate Documents. Opa, e un quest aici. Ia, apasă pe documentele astea. Uite și un leuț. Bă, da, îmi place că leuțul ăsta merge fix pe lângă hoț. Ăștia, ăștia quest au... locul, de ce mă de aici? Ăștia au alianță, frate. Cine? Aparent, hoții ăștia de la Syndicate Play, că treceau unul pe lângă altul, dar nu se atacau, știi? Era și că ok, îmi place carnea de om, dar ăștia sunt aliații mei. Cred că... cum îl cheamă pe ăla? Simba, nu? Sau... nu? Ăla din Lion King. Sau Pumba, sau cum ăsta-l cheamă? Nu știu cum îl cheamă. Pe cine? Simba, Simba-l cheamă, mă. Pe cine? Pă, leuțul mic care devine regele animalelor la un moment dat. Ăla care îl vede pe tasul murind când e el mic, bla bla, you know. O lacrimă, veste tristă. Oh, nu, a murit tati, vreau să-l răzbun. Unchi meu. Serios, tu n-ai văzut Lion King? Ce fel de om ești? Nu ai suflet, Dan! Dar de ce țipi așa? Pentru că sunt... Vorbește și tu mai încet. Sunt contrat de faptul că mi-ai spus că nu ai văzut Lion King. Contrariat, da. Bine, contrariat sunt. Cineva a omorât un leuț acolo? Ba, serios, atât de puțin sunt? Păi, se reproduc greu. Și atunci de ce au ăștia nevoie constant de oameni care se ducă să omoare de ăștia? Pentru că sunt niște psihopați. Da, dacă se reproduc greu, teoretic ar trebui să nu mai existe de mult la câți oameni au venit pe plaiurile astea să omoare asasin. Ăsta stă și campează, în campul lor. Hai pe piscul celălalt, pe limba cealaltă de pământ. Hai mai să vedem acolo. Ce-ți mai plac limbile de pământ. Hai, unde? Care limba de pământ? Condu-mă. Știu pe hartă. Dacă vorbești de aia din stânga, acolo sunt doar leuți. Nu sunt și asasini de ăștia. Eu vreau leuți. Tu vrei și carne de leu, am înțeles. Ia uite-l mă, ce om. Băga mea, și vreau și eu să plutesc așa. Eu tot ce știu e să pic. Bine că știi și atât. Bine că știi și atât. Nu? Că e greu ce drept, am fost la școala de picaj. Da, ai fost la școala de parașute. Da. Tata ar fi mândru de mine. Întotdeauna și-a dorit asta. Să ajung pe acolo. Hai că ce fac, eu să-ți omor lei. Tu, mai, era, mai era un leu acolo, dar am trecut pe lângă el. Dacă nu, tu atunci cine? Ăștia să leie a Ray din Lion King. Să ia care ne plac. Dacă e mâncărică, să-mi dai mie. Cărnița de leu, fac o tocăniță din ea. Merge acolo cu niște cepuță. E să nu se vorbești mai frumos, chiar trebuie să te cenzurez cu bipuri. E, mă cenzurez. Păi de data asta eu o să fac, deci nu cenzurez tu pe nimeni. Ce ești tu, dar CNA? Eu las tot limbajul explicit, îl las. Ha! Am prins un mountain lion. Cât îți mai trebuie, mă, de ăștia? Stai. Ia uite, am făcut râna din râne adânci. 2 de ăștia simpli și... Nu, 8 de ăștia simpli și 5 de aia mai deosebiți. Mamă, simpli și deosebiți? Bă, Dane, dar sunt și ele făpturi, au sentimente, serios. Hai, mă, vin la mine. Faci așa simpli și deosebiți, pe unii simpli, pe alții deosebiți, nu ți-e rușine, da, așa precum, sunt precum biscuiții, simpli și cu cremă. Da. Care îți plac mai mult, aia simpli sau aia cu cremă? Aia simpli. Simpli, domnule, simpli. Biscuiți populari. Bă, bine că te iei carne și eu iau doar gheară. Gheruță, gheruță, gheruță. Uite, mi-arată că undeva jos există un cave yeti. Și mie la fel. Ce drăguț. Uite un leu acolo.
Îți dai seama cât de mișto era, puteai să sar de pe un cliff și să faci, nu știu, un fel de dive attack, să cazi în capul yeti-ului? Cred că l-omorai așa dintr-una, one shot kill. Okay. Uite, doar faci și din party cu noi, ne-a mai plăcut, a văzut că am plecat de acolo, a zis că omoară asasinii doar el, singur. Ce faci, Dane? Rup alianțe. Este doar vina ta, eu ți-am zis mai dacă nu se poate ține după mine. Nimeni nu se poate ține după tine, Dane. Că nu poate ține pasul cu mine, atunci fa. Gata, ai terminat cu ăștia simpli? Nu mă, mai am 5 de ăștia simpli și 3, nu, 3 simpli și 3 de rad. Am înțeles. Înțeles, sunt că doar 2 simpli, dar erau doar deosebiți. Mă, ce dă ăsta în mine, vezi, nebun. Ai încă 2 de ăștia? E puțin static jocul, dacă te gândești, adică mie chiar îmi plac lei în realitate, săracii deja sunt pe cale de dispariție din cauza braconierilor. Noi nu facem decât să promovăm violența în joc, într-un joc virtual, într-o lume virtuală. Eu aș vrea sincer să apă nici măcar nu suntem plătiți pentru asta. Exact, ba, e, îți dă o rețetă de mâncare acolo, un fel de sare în ochi, așa. Dar eu văd o de aia de fier, o să mă duc tot cu leg, este și un leuț la poală ei. Dar pe mine mă interesează doar pe ăștia mai deosebiți. A, nu mai trebuie mountain lion normal? Trei de aia, șmeche. Uite, am găsit nasul lui Gavin, așa se numește zona asta. Drăguț. Gavin avea o origine foarte interesantă. Am întrebat de unde naiba avem noi Hillsbred Fields-ul, dar am uitat că am făcut Shadow Moon Keep. Shadow Fan Keep, pardon. Ia uite, am vândut niște mustăți de leu și am luat 35 de arginți. 35 de arginți. Păi ne-am atacat un leu de ăsta simplu. Dar nu-ți mai trebuie ție. Unde ești, munte? S-a te-ai întors înapoi sau ce? Mai erau lei și pe aici, pe creasta asta, să știi. M-au făcut pe mine să amețesc. Atât aleargă lei ăștia după coada mea încât am amețit deja. Bă, Dane, dar bași tu toți trei în party, serios. Da. Uite, mai sunt ăștia țigani ăștia care trebuie să omorăm noi. De ce ești rasist? Sindicați de ăștia. De ce ești rasist? Spune-mi doar atâta. De plăcere. Poate nu sunt, poate sunt, nu știu, oameni neînțeleși. Sunt, sunt refugiați de ăștia din Siria aici. A, și tu asta faci cu refugiații din Siria, îi măcelești pe toți, nu? Da. Ce băiat drăguț, ia uite, ăsta ne spune acolo... Urmașul lui Vlad Țepeș, mă, nu. 3 din 10, ăsta ne spune progresul. Foarte bine. Vin! Plus 18 rage. Ești mecher tu, Dan. Ia, că l-ai luat tu, ai văzut? Mi-a trebuit să-i dau cu toporul în cap. Gata. Uite, hai încoace. Hai că mai căutam lei. Uite încă unul acolo. E unul acolo, de la mare. E la alianță. Ăștia mereu se spawnează unul lângă altul, ți-am zis eu că... E cu skepsis. Bă, dar n-ai avea și tu răbdare. Ai luat leu, ca să ce? Să vin și eu să te ajut. Dar cred că o să am eu nevoie de ajutorul tău acum. Eu nu cred. Eu zic că e foarte posibil. Vino cu a. N-am cum, că dacă vine înspre tine, o să trec prin... să mai apuc încă unul. Hai că mă descurc, sunt fată mare. Așa de ce-aș. Da. Te-am dat o bulină de aia. De aia vreau să-mi dai că-mi pierd rage-ul de la alt bulinele tale. Heal vreau să-mi dai. Vrei cam multe. Am 500 HP, un heal ar fi superb. Yes! Hai. Am făcut-o să sângereze! Pe hoața asta mică. Bă, dar nu mai trebuie stif, ne trebuie footpad. Vorbește mai frumos, să-mi zis. Vezi? Nu. Cred că trebuie să mergem pe cealaltă clifă, cum ar fi zis Vlăduț. Dar ei nu mai sunt mulți, sunt clife. Uite footpad, hai că o văd. O văd și eu, dar vorbește mai frumos, să-mi zis. Dacă așa o cheamă. Eu am pus-o să se denumească footpad. Cine fi înființat gilda asta nu s-a gândit prea bine. Și cum le spunem? Le spunem footpads. Sună superb. Dar bă, ce-mi place mie? Că noi aici mai avem puțin și dăm de mulți cu zăpadă, știi? Dar noi suntem îmbrăcați la fel. Și și eu uite, frații ăștia ce dezbrăcați sunt așa. Mai că te-ai fi gândit și tu că s-au îmbrăcat și mai groși, mai de iarnă, mai de chestii. S-ar putea să mai fie aici, pe în dreapta. Ce? Footpads de aia. Știi? Pe partea asta, la altă, înspre Strandbrad acolo. Strahenbrad. Mă interesează lei, în mod deosebit. A? Mă interesează lei, în mod deosebit. A, mai ai nevoie încă? Cât mai ai nevoie? Și acolo nu văd niciun. Nu cred că sunt lei, dar cred că sunt ăștia, hoții. Nu te duci, mă. Mă duc să mai caut lei. Las că, cum îi zice, luăm lei pe urmă. Uite, aici este nasul lui Sofera. Acolo era nasul lui Gavin. Uite, eu mai omor un footpad. A, aici sunt wizards și thief. Crezi că ai luat-o de ampura, dacă nu mă crezi. Henchman Valic, aici este un... Uite, footpad. Și uite, o oaie. Și nu e polimorfat, nimeni nu oaie, doar o oaie. Bă, eu n-am luat-o greșit, tu ai luat-o greșit, eu am găsit footpad pe aici. Footpad pe aici. Bine, nu mulți, din păcate, mai și piciorul. Ia uite footpad cum mă așteaptă. Bă, dar unde dracu era, că l-am văzut mai devreme și acum nu mai văd, uite-l văd acum. Ping. Ce-mi place că trag cu arcul și trag mereu pe lângă ei, știi, dar tot vin.
observă săgeata. Da, mă, da. Ăsta a avut tupeu să dea pe lângă mine și ăsta, deci ăsta mă bate cu halba de bere, frate. Deci ăsta îmi dă în cap cu halba de bere, ești nebun la cap? Nu știu de altceva, e bun și bună și halba. Uite, și am luat bere acum. Am luat South Shore Stout. Hai că vine spre tine, că nu prea mai fut. Aba, da, uite cum fut, da, port acum. Vă mor și pe ăsta și pe aia vine spre tine. Doamne, cât ne tot zice ăsta aici. Progresul la care este. E Vox, ăsta e de ăsta chinez. Ia uite cum alargă footpad-ul. Nu știu, a văzut ceva, am crezut inițial că vine să o ajute pe asta, pe... Nu, shit! Aoleu, cât de mort sunt. Ai murit? A, nu, dar o să mor în curând. Shit! Sau poate că scap. Dane, de ce nu ești aici să-mi păzești fundul? Nu e jobul meu. A, super, vine Warlock-ul ăla spre mine. A văzut că-s cu 500 HP, s-a gândit că face și el un kill. Păi da. Vezi că vin spre tine și Warlock-ul ăsta în spatele meu, vino spre mine. Vino spre mine, iubire. Și ăla e nivel mare sau cum? Nu, era nivel 31, dar eram cu 500 HP, îmi trebuia să fie nivel mare ca să mă omoare, gen. Gata, m-am pus jos să mănânc aici lângă, s-a dus în munți. Deci nu mai vin spre tine. Păi ai terminat cu leuții? Am terminat cu leuții. Păi vino încoace, că sunt vreo 3 footpads aici. Wow, 3 footpads întregi? Da. 3 footpads dintr-o bucată. Să nu-ți vină să crezi. Opa. Uleu. Ah, noroc că s-a oprit să culeagă. Era un rogue de nivel foarte mare, dar s-a oprit să culeagă o plantă. Am avut așa puțin palpitații. Bă, cred că aici o să mai ajungem după, că sunt niște deștea speciali. Știi, când un hoț ăsta are un nume, îți dai seama că este parte dintr-un ceva quest, probabil. Ce ăștia n-au nume? Ăștia alții îi cheamă simplu, sunt generici așa, sunt un fel de peoni, de sclavi. Sofera Zneiz. Bă, mă, ți-am zis. Nu știu cine a denumit munții ăștia, dar na. Alteracul oricum e o regiune plină de hoți. Și în al doilea război, regele Alteracului a trădat alianța și a lăsat hoarda să treacă. Bam, critical hit. La cât? Yay, la cât ce? Ha? La cât ți fuți pe azi ești? 6 din 12, tu? 7. Cum mai, mamă, zici că era aici, în zona plină de footpad și... Păi am omorât 2 și după care au venit ăștia toți pe mine. Ăia... Uite, am niște wool cloth, pot să fac un... Ce poți să faci? Bolt of wool and cloth pentru questul ăla. Super. Ah, eu am terminat questul ăla. Tu l-ai terminat încă? Ba da, dar pentru tine. Eu am terminat, mă, n-ai auzit că aveam de la pescuit. Uite, a venit și Yoxie ăsta, uite, vezi, am luat bere iar. Ha-ha! Am ce să beau. Yoxie, Bigup, nu. Bile, Bugan, Bobu și Ren. Așa, da, e ghilă de aia, chiar că ghilă de chinez. De ce ai tras un... El a tras un... Că nu ne trebuie vrăjitori. Încă. Nu ne trebuie vrăjitori încă. Fapt, i-am dat un mind control acum. Super. Poți să dai fireball-uri imaginare. Multe imaginare. Multe imaginare. Ești o adevărată vedetă. Ha? Îl mai ai în control? Bă, ești nebun. E cam slabă de caracter vrăjitoarea asta, nu știu cum a ajuns vrăjitor, sincer. Având în vedere că ai putut să-i controlezi mintea atâta timp. Ah, shit! Așa sunt eu, pot să controlez mintea femeilor. E, nebunule. Păcat că nu și în realitate, doar în joc. Da, dar măcar e bine că în joc. Era un skill mai bun dacă era în realitate. Dar mai bun să-l ai și în joc. Da, da. Bă, să mă zice din 2 și mai trebuie doar 2. Da, puțin. Doar 2 și am terminat, doar 2 și am terminat, dar nu mai sunt pe acolo. Da, chiar mi-aș plăcut să pot să rezurectez unul de ăsta, știi, ca să omor din nou. Cât de tare ar fi fost, strigi regulile jocului așa, știi? Rezurectai-l omoram, rezurectai-l omoram și făceam așa. Uite pe Henchman Valic. Da, te-am zis că la s-ar trebuiască să-l omorim la un moment dat. Ia să-mi poți să-i dau mind control? Are nume de quest giver, așa, de quest giver, de să parte din quest. Uite un footpad și este un footpad băut chiar. E beat? Omor hoțul ăsta ca să pot să mă apropii de footpad-ul ăla. Bam. Bam, uite cum îi dăm hoților. E? Ai putut să controlezi mintea lui ăsta? N-ai putut. Nu era chiar atât de slab de înger. Da, da, uite. A, uite, ne dă un quest. Vezi? Da, ne dă un... Nu, ne-ar fi dat un quest. Da, dacă ținem sub control. Dar auzi, dar nu pot... Ha? Ia să vedem. Ia. Nu pot să vorbesc cu el. Da, nu pot? Ce mișto. Te tare. Stai, ăsta e bug. Da, nu știu ce, dar e foarte haios. Trebuie să lăsăm, ia uite, are un quest. L-am scăpat. Asta e fază bună de lăsat. Dacă puteam să-l controlăm, dragilor, aveam un quest în plus, cine știe cine zicea băiatul ăsta? Da. O fi quest doar de hoardă sau? Poate ne dă quest după ce dăm alea, mă, știi că am luat niște planuri de acolo. Uh-huh. Poate după ăla e quest. Tu trebuia să-l reînvii, că l-ai omorât acum. Uh-huh. Mai apărut. Cât de tare ar fi aici să nu se mai, respawneze, știi? Ei. Unde-i footpad? Uite, footpad acolo jos, o văd. Era unul și pe acolo sus, era unul drunk în footpad. Că de-aia am început să omor hoții, că văzusem un bețiv pe acolo pe sus. Care era Slim Pickens.
Ce frumos i-am dat critical în, în meclă. Gata, am terminat. Foarte acolo. Uite, uite, anul ăla e tif. De ce se bate cu un pot? A, nu, mai ce quest-uri mai avem de făcut? Băi, mai am unul, stai, n-ai înțeles. Și să înțeleg, mă. Mai îmi trebuie încă un footpad. Cred că l-au omorât hoarda aia, băga mea și piciorul. Că mai trebuie să mergem further mysteries. Bring the cryptid letter to Nigel State Malebe in South Shore. Da, dar putem să continuăm quest-ul, că mai avem quest-ul prin Alterac și uite un footpad. 30 knuckle bones. Da, știu, ăla, ăla. Des. Ăla și cu tomul. L-avem mai, mai încolo, mai sus, înspre, înspre City of Alterac, înspre centru. Follow me, știu eu unde este. Hai. The Mage with Cloth. Haha. Este încoace, înspre Crush Ridge Hold, pe acolo.